sau unul la tine? Nu te speria că mă dau la tine. Asta că nu mă dau, mă concentrat. Dacă mi-i dea penetrat, uite. N-ai mai lucrat pe un Mac de ultima oră? Nu. Nu, pare rău. Te angajezi și tot eu fac treaba. Păi merge așa. Doamne, ce nebunie a fost pe 20 de decembrie. Nu înțeleg cine a tras în oameni, nu înțeleg deloc. 21, 22, cine a tras în noi? Am văzut atâtea imagini, documente din 22 decembrie, din 23, din 24, din 25. Nu sunt destule, din 21 decembrie. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu adevărat în 21. Pe 21 nu se știa încă dacă regimul va fi răsturnat. Dar a fost sau nu a fost revoluție? A fost o lovitură de stat? Se știa deja ce se întâmple? Revoluția a fost regizată de către cine? Habar n-am. Rușii. Americani. Sau chiar securitatea, nu știu. Au trecut 30 de ani și încă nu se știe nimic despre asta. Nu știu despre ce o să-mi scriu articolul. Dar nu se poate. Nu se poate. Nu se poate ca oamenii să fi murit pentru nimic. Nu se poate să fie uitați cei care au murit. Așa e la revoluție. Din mor, alții scapă. Sunteți cinică. Nu, încerc să fiu realistă. Și te-am angajat ca să fii tu aia reușată. Și de Crăciun. Să-i omoare de Crăciun. A fost ca un fel de cadou pentru poporul român, moartea dictatorului. Tatăl poporului. Suntem un popor care are o relație complicată cu tații lui. Bă, haide de glumă. Nu vreau deloc, poporul nostru nu are încă niciun fel de closure după atâtea evenimente closure? Și traume. Ce înseamnă asta? Un fel de împăcare cu trecutul. Și dumneavoastră aveți asta? Closure? Domnișoara, n-am. Cred că ziua dumitale de muncă s-a terminat aici. E clar că nu ți se potrivește ciocul ăsta. Nu se poate așa. Nu se poate. Să-i uităm pe cei morți în stradă, pe cei morți în pușcării. Aud plânsetul lor în fiecare zid. Dacă ascult cu adevărat, zidurile vorbesc. Zidurile știu tot. Nu, nu crește pe. Nu mi-am închipuit că te va afecta în halul ăsta. Tu ești din altă generație, n-am să... Peștii în noată, dar nu dansează. Glorile dansează, dar nu plutesc. Noi plutesc, dar nu vorbesc. Zidurile vorbesc, dar nu zboară. Păsările zboară, dar nu se cotesc. Oamenii îi socotesc, dar nu-și amintesc. Ana își amintește, dar n-are mere. Ana n-are mere. Ana n-are. Ana. Hei, ziceai că dai mai des pe aici. Unde umblă? Am bântuit pe aici, pe acolo. Ai fost în România? Și în România. E pictat, ai bucat ceva? Graffiti. Dar nu o să trăiești din graffiti, îți trebuie o slujbă. Poți să lucra aici cu mine, dacă vrei. Nu caut de lucru. Voi fi profată de bani, dar... N-am bani, dar nu contează. Am venit să-ți spun. Să fii la București pe 21 decembrie, la miezul nopții. Se comemorează eroii de la Revoluție, 30 de ani. La miezul nopții? Așa s-a decis. Cine a decis? O organizație de revoluționari. Trebuie să fii. Ai fost și tu la Revoluție. Ai fost și la arte plastice, ai plecat din țară, n-ai mai dat de la școală. E organizația de la arte plastice? E organizat de mine. Ia auzi, mare activistă, te-ai băgat în politică? Nu, doar comemorăm eroi. E important să vii, nu poți lipsi. E foarte important. Mi și alții din diaspora. Ok, ok, o să mă gândesc. Am auzit că a fost un meeting mare al diasporii anul trecut pe 10 august și a pus apă și gaze lacrimogene pe ei. Ți-e frică să vin? Ei, n-am e frică. Să nu cumva să nu vin, că atunci să vezi tu sufocare cu gaze lacrimogene. Ameniți? Eu doar îți spun. Nu e bine să lipsești. Ai nevoie de asta. Fetiță frumoasă și cam nebună, nu am deloc nevoie de asta. Ba da, îți trebuie, cum spun americanii, closure. Ce-mi trebuie? Nu trebuie nimic din România. Împăcarea cu trecutul. Sunt împăcat cu prezentul, asta e mai important. O să-ți facă bine, crede-mă. Acum ești și psihologă, să mai degrabă pisă luată. Uite că faci cuvinte noi în limba română. Sunt tare.
Gata, m-am băgat și cu trecut. Trebuie să vii, o să te conving. O să te sun la telefon, o să-ți apară în vise, o să-ți las grafiti pe pereți, o să mă teleportez aici în fiecare zi până te conving. Trebuie să vii pe 21 decembrie la București. Am uite, băi, dar ce frumos dacă ai atât. Ca pe culori. Am să mă gândesc. N-am mai fost de mult în România. Îi zic și eu pe să vină paia mică și merge la mine Crăciun. O să vedem. Și asta cu eroii chiar e... chiar e frumos să faci ceva. Hai, acum arăt să mă cam de lucru. Doamne, sunt de dură. Am înnebunit de tot să mai iau după tine. Să umblu noaptea ca strigoi și să fac graffiti pe zidul. Ești talentată. Eram eu talentată la mai multe. Dar mi s-a dus totul. Acum numai vorba și totul nu e de mine. Atât. Te subestimezi. Fii caca, te subestimezi. Eu ce spun? Spune-mi și mie, ca să știu și eu. Și să spun mai ziua. E copil de băie, putea fi fetița mea, așa că nu le spui totul copiilor, știi, mai păstrezi și secrete. Eu cam bănuiesc ce secrete ai. Ia uite. Deci știi tu pe toate, nu? Ha, pardon. Unde a ajuns țara asta, nu? Unii îl jelesc pe tata ceașcă la cimitir. Ăia de neconduc sunt hoți și corupți. Tinerii de vârsta ta vor socialism, eu nu mai înțeleg nimic. Mă uit în viitor ca o Casandră buimacă și ce văd? Confuzie, debusolare, gros gust, prostie, ce pot să fac? Nimic. Nici sex nu mai am chef să fac. Dar tocmai faci ceva, la fita asta. E mai ureală, așa că m-ai educat tu, ca să nu fiu singură în casă. Altfel... Povestește-mi de la Revoluția. Păi așa, am ieșit în stradă, chiar aici, aproape, la piața Universității, la kilometrul zero, cum i-au zis după aia. Era plin. M-am împins mulțimea, m-am trezit pe jos la un moment dat, m-au ajutat niște necunoscuți, nu mă amintesc cum arătau, mă rog, nu cred că e așa rău. Dar spiritul de atunci conta, înțelegi atât, spiritul. Dar că ne știam tot viața. Și când vezi chiar așa și era, ne știam viețile pe din afară. Că erau tot la fel, uniforme. Nu mi-a plăcut deloc să port uniforme la școală. Făceam orice ca să arate altfel. Coseam o floare de ață roșie, îmi picteam în fluture. Odată am pus frajul în culoarele pe cupeau de ei. Eram mereu măzgălită pe mâine, adăugam ceva cumva la uniformă. Da, da, bine face. Și după ce te-au arestat? Păi de unde știi? Nu m-au arestat. Cum ai spus? Eu. Nu mi-amintesc. Nu mi-amintesc să-ți fi spus asta. Dar mai mă rog, poate mi-a spălat. Sau ai și tu darul ăsta al Casandrei? E sigur, îmi spun povești. Povești adevărate. Știu că ai fost bătută, poate o cătebară. Da, da. M-au bătut. Te mi-au zărit capacele. La jilaba pe 21 decembrie. În burtă le plăcea să vedea. Ca să nu lase urme, știi? Mă rog, după aia nu mai ne amintesc bine ce-a fost. Ne-am dat drumul ăla ăsta. Pe străzi lumea cânta ole, 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 Ceaușesc, nu mă e. Cântam și eu până când am început durerile. Am ajuns la spital. Eram gravidă în luna 5-a. Ai pierdut copilul? Asta e bun, am pierdut copilul, dar nu l-am pierdut așa pe stradă. Mi l-au omorât. Banditii aia care mi-au dat cu picioarele în burtă. Bine, haimana, decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Nu știu când te poți sta. Mă, că asta s-a cântat în iunie 90, am inerutate. Când au venit mineri să ne bată, eram tot acolo, în fața universității. Că e chiar în fața teatrului, știi? Mă rog, atunci n-am luat ca teatru. M-am dus repede în teatru. M-am închis la garderobă. Bine, haimana, decât trădător, bine, huligan, decât dictator. Da, mai bine, trag dragul din gură să mă audă cineva. Nu înțeleg. De ce să vă bată în neri? Pentru că noi ăștia tineri nu mai vream deloc comuniști. Nici măcar era ea cu față umană. Auzi? Vrei să-mi descrie cu ăla care e la kilometru zero. Mai bine mort decât comunist. Nu știu ce să zic. Nu cred că e mai bine mort. Da? Au murit atâția oameni degeaba. Copilul tău a murit degeaba. Da, 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 cu jalea. Copilul meu nici nu a apucat să fie bine. Așa că, mai
Ți-am zis eu că voi ăștia tineri o să aduceți aici comunism. Nimic nu învățați în istorie, nimic. Depinde cine scrie istoria. Ce-a făcut de a vrut să fac un mistreț, a? Da? Seamănă mai mult la Taur. Taur? Păi atunci Zeus. Da? Mânios pe muritorii care fac numai tâmpeni. Mai fac și lucruri bune muritorii. Auzi, când mergea Ceaușescu la vânat, știi că îi organizau așa vânătoare ca de regizori. Acum trimite siepurii, acum zboară prevedițele. Băgați mistreții, să vină mistreții. Viața a fost ca un film, nu prea bine regizat. Mamă, ce înțeleaptă ești, nu vreți să facă fi baba la nostru de lucru. Auzi, știi povestea aia Păunescu și Ceaușescu la vânătoare, nu? Poate cu genacul flacăra? Da, da. Îmi amintesc un cântec de la cenacul meu. Odată am ucis o vrabie, am tras cu brașa ianea și am lovit-o. Pe urmă o zi și o viață întreagă, am tot plâns-o și am tot gelit-o. Unele cântece erau frumoase, dar omul... Hai să-ți zic aia, frate. Merge Păunescu, poetul Casii, cu Ceaușescu la vânătoare. Dau pe aia drumul la raței drogate ca să zboare în ce și să renimerească tovarășul. Ceaușescu trage, dar nu mirește niciuna. Atunci salvează Păunescu situația și zice: priviți aceste rațe și moarte ele zboară. În aer le mai ține doar dragostea de țară. E bună, nu? Sunt aici ca să fac ceva serios. Păi da, facem grafiti. De-aia, da. Mai mult decât asta. Trebuie să-i aducem împreună pe cei care au uitat. Memoria ca formă de justiție. Păi, dar ce trebuie să vorbești la memoria? Am scris pe un zid, mi-a plăcut. Memoria ca formă de justiție. E tare. De adevărat. Da, da, da. E de la memoria lui Bereli. Cei arestați în timpul comunismului, care au murit în închisori. Asta trebuie să facem. Pe 21 decembrie, la miezul nopții, în piața universității. La kilometru zero. Ne vedem acolo. Tu și cu mine? Și alții. Cât mai ai până atunci? Ha? O lună? Ha, nu, 3 săptămâni. La miezul nopții, zici? Da. Ca să fie între 21 și 22. Ce idee și să ne vedem la miezul nopții, ca vrăjitoarele. Fă asta pentru mine. Desenează cercul roșii pe zicări, rotunde ca niște mere. Ca niște ținte. Ana are mere. Ana are mere. Ana are un măr în piept, în loc de inimă. Pe locuri, fiți gata, trageți. Cu arcul, cu săgeata, cu pistolul, cu bastonașul. 21, 22, 21, 22, 21, 22. A fost sau n-a fost? Ana. Ana vine fiecare noapte ca o ciocănitoare, ca un tren de cușete, cu cărămizi uriașe în loc de vagoane. Ana vine ca un zid, care se ridică, se prăbușește, se ridică. 21, 22, 21, 22, 21, 22, miezul nopții, kilometru zero. Ana vă așteaptă. Aduceți un măr, nemușcat, roșu, rotund, să ne ascumpărăm foamea. Să bem, să ne veselim, să trecem, să petrecem. 21, 22, 21, 22, 21, 22, vine Ana. Dacă nu-mi iese, nu-mi iese, bine?
Pedro, mi-a mor, nu te agita! Sunt planul de ultima oră, dar... Am găsit biletele astea de avion super ieftine, trebuie să le luăm în 10 minute, că Bucureștiul nu e la capătul Pământului. Zburăm pe 21, ne întoarcem după Crăciun, ok, ok, stăm la hotel, nu la părinții mei. Hai să fim serioși, nu nici azi nimeni gheiți în România în 2019. Nici măcar într-un oraș mic de provincie, asta a fost mai demult. Dar știu că biserica face presiuni să... Garantez că o să fim în siguranță. Nici eu nu aș pune pericol viața fetei noastre, cum poți? Bine, Pedro, bine, nu vreau să ne certăm. Mă duc singur și mă întorc de Crăciun. Ok, mai vorbim acasă. O iau pe Gloria de la școală. Bine. Querido, vezi că am gătit ardei în plăți. Să-ți încălzești. Oamenii normal dorm în paturile lor. Mai vezi așa cât o pereche pipăindu-se pe nimeni. Am eu minte să vin aici. Miezul nopții, ora la care ies trigoii. Hai, afară cu voi! Hai la masă, la hoinăreală, la dans, la un ciocnit de pahar de sânge. Hai să-i pomenim pe morți! Hai să le amintim vilor de lumea cealaltă. Unde aș fi în țigară? Sigur, mă așteptam să fie mai multă lume. 21 decembrie, 30 de ani de la Revoluție. Păi, nu, mâine la prânz e organizată o manifestare mai mare. 22 decembrie e ziua în care Revoluția a învins varianta oficială. Da, dar pe 21 a fost mai complicat. Nu se știa încă dacă va fi cu adevărat o Revoluție. Ceaușescu nu fugise, cei de pe stradă erau bați. Da, știu, 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 am fost și eu arestată pe 21. Și eu. Da. Am fi fost pe același baricadele, ca în întuneric să-mi dau seama. Să mai închizi energia din viață? Chestia asta nu se uită niciodată. Totuși, am impresia că ne cunoaștem. Apoi, am ajuns de la